Hello my loves, my beautiful Nico family, că așa v-am zis, v-am poreclit pe Instagram. De fapt a fost mai degrabă o sugestie a voastră, mi-a sugerat câteva dintre voi să vă zic Nico family și a rămas Nico family. Ok, dacă sunteți pe Instagram știți, vă promiteam eu la începutul lunii septembrie, de noiembrie, da? La începutul lunii septembrie, când făceam clipul cu trenduri de toamnă, vă promiteam un clip, de fapt v-am întrebat dacă vreți și am văzut că există dorință pentru un astfel de clip și anume clip cu trenduri care ies din trend, adică trenduri care nu mai sunt pe val și care încep să apună și care sunt nu este clipul cu trenduri care îmi doresc eu să moară, nu, ăla vine odată pe an, la începutul anului, deci mai așteptați o țărucă până în ianuarie, mai trebuie să așteptați pentru clipul ăla, dar este vorba de trenduri care au fost foarte active, foarte populare în ultima vreme și vorbesc cu precădere de fashion, dar nu numai, și care încep ușor să moară, dacă nu chiar au murit o parte din ele, și asta pentru că am adus eu vorba acolo în clipul ăla de ceva trenduri care nu mai sunt atât de active, nu mai sunt atât de populare și eu zic, înainte de toate, să vă luați o cană de ceai cum am eu sau cafea sau ceva de băut, să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, dați și like și share la clipul ăsta dacă vreți să avem mai multe clipuri din astea de fashion și despre modă. De asemenea, după ce terminați clipul, să-mi spuneți în comentarii dacă voi veți continua să purtați trendurile astea sau articolele astea ce aparțin de aceste trenduri sau nu. O să vedeți că sunt cel puțin două lucruri pe care eu am să report chiar dacă nu mai sunt la modă. So, here we go, folks! Hai să încercăm! Să începem! Prima dată ar trebui să-mi picăsesc lista. Înainte de toate, că am o listă. Am o listă, cred că cu 20 de trenduri. Cred că am reușit să adun 20, nu știu. 20? Da. Uapa! Primul trend care a început, vă spuneam de anul trecut, dacă vă aduceți aminte, dacă mă urmăriți de anul trecut când vorbeam de fashion, de trenduri, vă spuneam că sunt fericită că un anumit trend este pe moarte și că se duce și, într-adevăr, anul ăsta, dacă vă uitați în precădere în magazin, veți vedea că este aproape mort. Aproape mor cu mici excepții și mă refer la skinny jeans. Yes! Să rumâna, mulțumim tuturor zeilor fashion-ului că skinny jeans nu mai sunt atât de populare. Acum, să ne înțelegem, nu este o problemă cu skinny jeans dacă îți vin bine, dacă ai niște picioare care se pretează pentru așa ceva, dacă ți se potrivesc conformației tale. Problema este că într-un timp eram asaltați și asaltate de skinny jeans în ultimul hal, astfel încât nu găseai în magazine, în primul rând, altceva decât skinny jeans și, în al doilea rând, toată lumea purta skinny jeans, indiferent că li se potrivea sau nu. Deci, pentru skinny jeans trebuie să ai o anumită conformație a piciorului, trebuie să ai niște picioare perfecte, da? Trebuie să fii înaltă, trebuie să ai niște șolduri nu foarte late, adică să fie acolo, să fie vizibile, dar nu excesiv de late. Cu skinny jeans e foarte, foarte ușor să o dai în bară și era... Știți că erau anii aia, au fost ani de zile în care toată lumea, indiferent de conformație, indiferent de tipul de picior, toată lumea purta de skinny jeans, pentru că aia erau cei mai la îndemână, pentru că aia îi purta toată lumea și așa mai departe. Dar sunt atât de fericită că nu mai sunt în trend, nu mai sunt la modă, nu mai sunt în vogă. Din contră, începem să ne ducem în partea elastică de pantalon largi, chiar foarte largi, încep să devină iarăși foarte populari pantalonii palazzo. Dacă ați observat, din vară chiar au început să devină pantalonii palazzo, au început iarăși să revină la modă, pentru că iarăși mergem pe ideea de confort și mergem pe ideea de a încerca să nu mai strângem lucrurile atât de tare în anumite locuri unde nu trebuie strânse. Veți mai găsi în magazine, cel puțin ce am observat eu, veți mai găsi skinny în partea de pantaloni de gen cei care sunt în imitație de piele, cei care sunt niște colanți de ieșit pe stradă, deși știți ce părerea mea de colanții de ieșit pe stradă, but whatever. Așa, în partea mai găsiți skinny, dar în rest au cam murit de-a binelea, adică nu că au ieșit, încep să iasă din trend, ci că au ieșit de-a binelea
permanente, pentru că și în Zara și în H&M, dacă vă uitați cu precădere, cei mai mulți pantaloni sunt largi sau lărguți sau drepți, știți? Nu sunt neapărat mulați, așa. Ceea ce nu e rău deloc, adică, doamne, să rumână, mai pot și alții să-și mai găsească pantaloni, nu doar fetele alea care au picioarele super lungi și frumoase. Și că vorbeam de skinny jeans, mă rog, sau skinny pantaloni, whatever, rămâneam tot în zona asta și ghiciți cine ies din trend. Ghiciți ce ies din trend. Ceva ce iarăși am aprins lumânări și am făcut altare pentru așa ceva să iasă din trend și în sfârșit cineva de acolo de sus, de la zeii fashion-ului, m-au auzit și au zis gata, s-a terminat, ne-am săturat și noi, până și noi ne-am săturat de trendul ăsta, așa numai de pantalonii rupți și mă refer la ăia extrem de rupți, ăia distressed jeans, ăia de sunt mai mult găuri decât pantaloni, așa, nu mai sunt la modă, nu mai sunt ok, nu mai sunt în trend, pantalonii rupți în sine cu câteva defecte pe ei, cu nu știu ce, cu care par agățați așa cu o gaură mică, ăia rămân, dar știți, pantalonii ăia de sus, de la pulpă până jos la gleznă erau numai găuri, ăia nu mai sunt la modă, nu mai sunt ok, în sfârșit lumea asta a modei, care controlează trendurile, a înțeles că sunt chicioși, sunt extrem de inconfortabili într-un fel, sunt neplăcuți și estetic, sunt overused, sunt ce vreți voi. Și tot în același registru al pantalonilor, că le-am grupat așa, le-am pus pe toate grămadă ca să fie treaba, tot în același registru, cred că ați observat deja de mai bine de 2 ani, cred că s-a observat trendul ăsta, dar anul ăsta chiar mai intens ca niciodată s-a simțit faptul că nu mai există talii joase la pantaloni. Dar ce bine e, iarăși un lucru pentru care mă rugam foarte tare, pentru că da, mie, eu fiind scundă, mie nu mi-aduc niciun avantaj pantalonii cu talie joasă. Mă înlățesc șoldurile și din fericire nu le-am late, dar îmi scurtează picioarele și mai tare. Asta e problema cu talia joasă. Iarăși, talia joasă se potrivește pentru o gazelă din aia frumoasă și superbă care are 1,90 și are niște picioare până în gât. Aia acolo, da, merge, care dă un să taie, dar pentru noi astea de 1,60 până în 1,70 până în 1,75 chiar nu merge. E prea complicată talia joasă la pantaloni și era iarăși o perioadă în care să dea naiba dacă nu, dacă găseai alt pantalon decât skinny și cu talie joasă. Skinny și cu talie joasă. Deci cum era mai rău? Cum era mai rău? E, din fericire a murit trendul ăsta, din fericire ne mai revenim și noi și cred că ați observat, dacă ați în magazine, că se găsesc din ce în ce mai mulți pantaloni cu talia normală, medie, chiar și înaltă, chiar și foarte înaltă, adică iarăși mergem, o dăm și dintr-o noi extrem într-altă, adică de la pantalon skinny trecem la din aia foarte largi sau de la în talie joasă trecem la talie din aia până sub sân. Eu zic să fiți moderate, adică să încercați să mergeți pe moderație. E cel mai bine să-ți cunoști forma corpului și să-ți cunoști mai ales zona aia șoldurilor, că în special v-am explicat eu de multe ori că femeile din zona asta, din zona asta geografică, și mă refer nu numai la România, dar și Bulgaria și Ucraina și Serbia și toată, din zona asta geografică, cumva se caracterizează prin faptul că au șoldurile mai late, adică sunt mai late. Conformația de pară este cea mai frecventă aici în zona asta și de aia e bine să aveți mare grijă la pantaloni, adică fiți moderate, nu vă urcați nici cu talia până sub barbă, dar nici să fie fix sub kilo talia la pantalon. Deci e bine să fim echilibrați. În primul rând, avantajul faptului că aceste trenduri mor este că vei găsi mai multe lucruri pe piață, adică vei avea o varietate, pentru că ce se întâmplă, mai ales în magazinele de mass market, este că atunci când un trend este foarte popular, păi numai pe ăla îl găsești. Deci numai aia găsești, da? Numai chestia aia o găsești. Din fericire, se mai potolesc lucrurile și mai găsești și altceva, adică mai poți să incorporezi în garderoba ta și alte lucruri, nu doar chestiile astea în generale pe care toți le au. Acum parcă începe să existe un pic mai multă diversitate în ceea ce reprezintă hainele în magazine. Cel puțin așa am văzut. Un trend, apropo de pantaloni, care este pe ducă și eu îmi doream. Asta l-am pus în trenduri care trebuie să moară, dacă vă amintiți, dacă nu vă amintiți, vă-l pun în descriere. Sunt biker shorts. Știți că anul trecut înnebuniseră toți după Kardashian ce s-au luat toate și toți s-au luat să iasă în kilos de aia de sport, să iasă pe stradă.
Ba mai mult, îi asortau și la sacouri și la sandale și se duceau la petreceri de seară, adică la black tie-uri se duceau în kilos de aia, în biker shorts. Așa, eu le zic chiloții. Am și eu o pereche, dar îi folosesc pentru sport. Sau când fac chestii care țin de activitate fizică aici, prin casă sau prin curte, da? Deci am și eu o pereche, nu zic așa. Rămân, felul ăsta a avut o viață foarte scurtă, abruptă, așa, a avut o ascensiune foarte abruptă și la fel de repede moare. A răsărit cumva anul trecut, pe finalul anului 2019, început de 2020, a explodat, a bubuit, că au ieșit astea Kardashian, cele au ieșit ele despuiate pe stradă în kilos din aia și toată lumea, hai să ne luăm după ei. Și au, la fel de repede au și murit. Adică încep să nu mai fie ok, să nu mai fie văzuți ca fiind ok pe stradă sau mai ales la evenimente din astea mai, unde trebuie să ai un pic mai mult material pe tine. Așa, și din fericire rămân acolo unde le este locul și anume la făcut sport. Este perfect în regulă să-i poți când faci sport, este perfect în regulă să te duci la sală cu ei, dar hai să nu-i mai purtăm la birou pe stradă doar așa că ne simțim noi confortabile în ei. Și mă bucur. Again, o să auziți de foarte multe ori în clipul ăsta că mă bucur. Adică unul din motivele pentru care am vrut să fac clipul ăsta este că mă bucură că sunt foarte multe trenduri care mor, dispar. În sfârșit mi s-au ascultat și mie rugăciunile și începem să ne mai normalizăm puțin. Următorul trend care este pe moarte și într-un fel este bine că este pe moarte, că iarăși este un trend care a fost puțin exagerat în anii trecuți, este vorba de trendul cu gulere mari pentru pullover. Știți că era chestia aia cu pulloverul larg așa și mai aveai și un guleroi din ăla mare cât pulloverul de se revărsa. Lucru care este foarte ok dacă ești genul de pară care are umerii foarte înguști și sânii foarte mici. Dacă ești genul ăla de pară, genul ăla de pulovere, ți se potrivesc foarte bine. În rest, nu prea stă bine nimănui cu gulerele alea imense, așa. Nu mai suntem în anii 90, din fericire, să rămână, sau în anii comunismului și nu mai sunt la modă. În plus de asta, pentru fetele care au sânii mari sau sunt mai durdulii, mai dolofane sau au umerii lați, genul ăla de pullover nu aduce niciun avantaj. Din contră, aduce mai multe de servicii și creează mai multe probleme estetice vorbind decât să îți aducă beneficii. Prin urmare, dacă aveți, eu nu zic să le aruncați. Acum, dacă aveți articolele astea în garderobă, nu zic neapărat să le aruncați, deși știți care este teoria mea cu curățatul garderobei, dar puteți să le băgați undeva mai la fund, așa să nu le mai purtați așa recent, știți? Să le mai lăsați pentru anii viitori. Așa. Vor fi trenduri care se vor întoarce peste 2-3 ani, probabil, sau chiar și 10, depinde de situație, vor fi trenduri care se vor întoarce. Dar s-ar putea ca unele dintre ele să nu se întoarcă. Doamne ajută să nu mai vedem blugi. Apoi, un alt trend care mă bucur foarte tare că moare și știu că o să fie foarte dureros și în România cel puțin o să se țină doliu după el, este trendul cu all over logos. Asta este, ne pare rău, în sfârșit și-au dat seama și guru fashion-ului că este chicios să te îmbraci din cap până în picioare în logo-ul. Adică să nu înțelegeți prin all over logo, să nu înțelegeți că dacă ai o geantă din aia clasică Chanel cu logo-ul Chanel sau ai o curea din aia de la Gucci sau, mă rog, Louis Vuitton sau de la ce brand vreți voi și se vede brandul sau un cercel cu un logo, e o problemă. Dar știți că începuse în ultimii ani și asta tot pe fondul muzicii rap și muzicii ăsteia de nu pot să încadrez nicăieri din America să se îmbrace toți ăștia în logo-uri, din cap până în picioare și nu era că era de la o singură firmă, nu mai vedem pe câte unul pe la noi, nu, era de la erau toate brandurile, era o salată de branduri acolo, știți, middle price, high price, de toate neamurile, erau toate brandurile acolo, dar să se vadă logo-ul, aia era important. Ei, din fericire, ciorba asta s-a dus, moare și nu mai este ok. În sfârșit, lumea a înțeles că este foarte, foarte chicios să stai îmbrăcat în logo-ul. Este chicios, este urât, nu este elegant, nu ți aduce eleganță. Vă aduc aminte de o chestie pe care a zis-o Obama recent. Când ai bani, nu simți nevoia să te lauzi cu ei. Da? Oamenii care se laudă cu logo-urile și vor să arate, uite-mă ce-mi permit eu, s-ar putea să n-aibă de fapt bani. So, aici m-a lovit puțin la corazon, recunosc următorul trend și
și ăsta este unul din trenduri la care eu personal n-am să renunț de tot. Probabil voi înceta să-l mai folosesc atât de tare. Știam că e pe moarte, știam de anul trecut că e pe moarte. Voi înceta, deja am aruncat din alea 4 bluze pe care le aveam din trendul ăsta, am aruncat 2, mai am 2, am să încerc să le folosesc mai rar, să le port mai rar, dar nu renunț la ele. Și este vorba de cold shoulder. Deci cold shoulder, pentru cine nu știe, sunt acele bluze sau rochii tricotate în special, că mai sunt, puteau să fie și alte chestii, puteau să fie și cămăși și alte lucruri, care au umărul decupat. Se numește cold shoulder tocmai în ideea în care dacă ai bucata aia de material decupat, cumva simți că e rece și chiar se simte că e rece, adică nu e o glumă, chiar de acolo vine denumirea că simți cumva că e rece. Dacă ești undeva, simți că e rece umărul pentru că este dezvolit. Mie personal îmi place, deși trendul ăsta iarăși nu este pentru mine, că eu am umerii lați și genul ăsta de trend îmi lățește umerii, dar pe mine m-a prins foarte tare de când s-a lansat, nu știu, acum câțiva ani, vreo 5 ani cred că a apărut. M-a prins foarte tare trendul ăsta și mi-a plăcut foarte tare și nu pot să zic că am exagerat, că nu m-ați văzut în fiecare zi cu bluze cold shoulder sau cu cămăși sau cum mai știu eu ce de genul ăsta, dar îmi place. N-am să renunț la alea 2 bluze pe care le mai am, dar nici nu o să mai cumpăr, că am mai văzut pe net, mai există produse din astea cu umerii dezvoliți așa, dar nu o să le mai cumpăr. De exemplu, ăsta este un trend foarte bun, iarăși, pentru fetele care sunt pară, dar pară din aia care sus este foarte, foarte micuță, foarte foarte îngustă aici sus, da? Pentru că bucata aia de piele, aduceți-vă aminte ce v-am învățat în clipurile cu rochiile și nu numai, când expui piele, mărești, da? Când pui pielea la vedere, dai volum. Și bucata aia de piele, practic, lărgește. Deci, bucata aia de piele dezvolită la umeri face exact ce face un sacou cu umerii bufați sau cu umerii mari. Exact același efect îl are. Deci, dacă sunteți fere, și mai ales cu umeri foarte, foarte înguști, puteți să purtați în continuare, da? Nu e nicio problemă dacă a ieșit din trend și voi vreți, mai ales că vă pune în valoare silueta. Alt trend care mie îmi place foarte tare, și anume cinzmele peste genunchi. Da. Știți că a fost un hype general de vreo 5-6 ani, a tot ținut trendul ăsta cu cinzmele peste genunchi, cu cinzmele chiar până sus la coapsă, dacă se poate, dar a cam murit, e cam pe ducă, tocmai în ideea în care pantalonii nu mai sunt atât de strâmți, avem pantaloni din ce în ce mai largi, avem stilul de încălțăminte s-a schimbat, adică mergem din ce în ce mai mult, renunțăm la cizme foarte mult, nu știu dacă ați văzut că cizmele sunt din ce în ce mai puțin folosite, sunt mai degrabă botinele, sunt mai populare în perioada asta și cumva din cauza asta. Și cizmele, și în special cizmele sub genunchi și fără toc, sunt foarte populare. Acum eu personal, dacă aveți picioare, pentru că iarăși eu o discuție întreagă cu cizmele peste genunchi, astea sunt pentru acele persoane care au picioare pentru așa ceva. Dacă n-ai picior pentru cizme pentru genunchi, peste genunchi, nu o poți purta. Dar dacă aveți picioare de așa ceva, din fericire eu am, atunci merge. Atunci merge să le purtați, pentru că da, nu o să vă omoare nimeni, că tot vină prăvăstea, chiar dacă au ieșit dintre. Un alt trend odios care moare, este pe moarte, este cel cu tie-dye. Și explicația motivului pentru care moare tie-dye-ul, și este cam pe ducă, recunosc că și la ăsta mă rugam să moară, că deja nu mai puteam, îl vedeam peste tot, este că este asociat foarte puternic cu perioada aia de carantină. Chiar auzeam un designer vorbind despre asta și explica de ce moare tie-dye-ul. Practic, în carantină, oamenii, ca să scape de, când a fost carantina aia generală pe tot globul, oamenii, ca să scape de plictiseală, s-au apucat să facă tot felul de lucruri. Și știți, dacă ați frecventat Instagram-ul sau TikTok-ul pe vremea aia, sau chiar și Facebook-ul, știți că erau foarte populare tot felul de mini-tutoriale, cum să-ți faci tu tricouri tie-dye, cum să-ți faci din astea, le zicem, training-uri, curling-uri tie-dye, cum să-ți faci tot felul de piese de îmbrăcăminte tie-dye. Acum, trecând de carantină, cu toate că pandemia n-a trecut, trecând de carantină, trecând de perioada aia, care perioada aia a fost un șoc, a fost așa o palmă peste fața tuturor, efectiv ne-a lovit pe toți, din toate părțile, lumea nu, cumva nu mai vrea să se asocieze cu
perioada aia. Adică tie-dye-ul este puternic asociat în prezent cu perioada aia de carantină și oamenii cumva nu își mai doresc să se asocieze fizic și cu perioada aia de carantină. Adică ajunge că încă suntem la 2 ani de rând după ce a izbucnit pandemia. Suntem încă în pandemie și încă avem mari probleme la nivel global. Ajunge odată chestia asta pe fond psihologic. Nu mai avem nevoie și de articole de îmbrăcăminte sau chestii sau lucruri care să ne ducă iară, să ne transporte mental în perioada aia urâtă de carantină. Sau, da, mi se pare o explicație justă, dar în același timp mi s-ar părea o explicație bună faptul că sunt urâte. Pur și simplu, sunt urâte piesele în tie-dye, nu știu, ai senzația că sunt luate din coșul de gunoi, au fost puse în coșul de gunoi, au fost uitate acolo și după aia s-a gândit cineva să le scoată de acolo și s-au decolorat în timp. Un alt trend care, din fericire, este pe ducă sunt tricourile cu mesaj. Da, știu, mai ales la România, își lovește foarte tare tricourile cu mesaj, papa. Și tricourile, nu numai tricourile cu mesaj, atenție! În general, tricourile cu imprimeuri foarte grele, cu tot felul de chestii, cu trupe, cu, nu știu, chestii, articole, logo-uri și așa mai departe, tricourile încep să se ducă iarăși în zona aia, aș zice, boring, dar în același timp elegantă, din punctul meu de vedere. Că întotdeauna un tricou simplu o să fie mai elegant de 1000 de ori decât un tricou care are nu știu ce mâzgăleri pe el. Oricât de interesante ar fi mâzgălerile alea, nu sunt ok, da? Deci tricourile cu tot felul de mesaje și tot felul de poze și inscripții sunt pe făraș, așa, se duc, mor încet, încet, mai ales alea cu mesaje, dar și alea cu imagini pe ele sunt așa pătuc. Un alt lucru, nu e trend, ăsta nu este trend, la români este un obicei, dar un alt lucru, o să zic, care e pe moarte, nu e pe moarte, o să fie mult mai puțin folosit. O să vedeți că este mult, mult mai puțin folosit. Este negru. Știți că asta vă ziceam, că de aici a plecat discuția pentru clipul ăsta, de la faptul că vă spuneam că negrul, în ceea ce privește trendurile, face doi pași în spate, nu un pas în spate, ci doi pași. Nu moare, în sensul că este o culoare, știu că e nouă culoare, calmați-vă, dar tot culoare îi zic, este o culoare neutră, care stă la baza multor outfituri, da? Prin urmare, n-are cum să moară negru niciodată. Niciodată negru nu o să moară. Adică, în general, culorile astea care sunt de bază, culorile astea care sunt neutre, dacă vreți, astea nu vor muri niciodată. Poate vor fi unele mai populare ca altele, dar astea nu vor muri niciodată pentru că ele stau cumva la baza garderobei oricărui om. Și atunci nu vor muri, dar vor fi mult mai, negru va fi mult mai puțin folosit. Tocmai asta vă spuneam în clipul cu trendurile, că se marșează foarte mult, mai ales după perioada aia de lockdown, pe culoare, pe cât mai multă culoare. Ba chiar unii s-au dus în extrema de neon, tocmai în ideea de a fugi de culori închise, de culori banale, de culori din astea pământii, de gri, de negru, de camel, de culorile astea care erau cumva clasice în perioada rece, pentru că vor cumva să se detașeze și de perioada aia de carantină și de perioada asta de pandemie. Să arate puțin veselie. Până la urmă, culorile vii, astea, roșu, galben, albastru și așa mai departe, astea dau o notă pozitivă unui outfit și cumva lumea încearcă să se orienteze către nota asta pozitivă, adică să se axeze pe nota asta pozitivă și să nu mai pună atâta preț pe negru. Negru o să existe întotdeauna, adică vor exista accesorii negri, negre, gen pantofi, genți, nu știu, eșarfe, pălării și așa mai departe. Dar veți vedea mult mai puține outfituri sau combinații cu negru. Nu vor mai fi ținute all black, nu vor mai fi, nu știu, paltoane all black sau ținute cu foarte mult negru. Asta, bineînțeles, nu înseamnă că voi, dacă vreți să purtați negru, nu puteți purta negru, ci că pur și simplu se încearcă o orientare a publicului către culoare. Până și designerii mari au dat seama că oamenii în ultimul deceniu chiar au început să se orienteze foarte, foarte tare către negru și către culorile astea neutre, ceea ce lor nu le dă foarte multă diversitate la dispoziție. Adică pentru designer este cumva un handicap să creeze toți
Adică toate casele de modă. Gândiți-vă la 6 case mari de modă să creeze toate numai în negru, gri, bej și așa mai departe, da? Este cumva limitativ, extrem de constrângător pentru el, pentru aceste case de modă, nu mai vorbim de magazine, da? Pentru că nu mai pot să-și pună amprenta personală, nu se mai pot diferenția, oamenii nu o să le mai recunoască produsele și atunci se încearcă cumva o orientare a publicului către culoare, să rămână la doamne, în sfârșit. Dacă ați fost prin magazine și dacă v-ați uitat online, mai mult ca sigur că ați observat că se găsesc mai multe lucruri colorate, chiar și în sezonul rece. Țin minte că acum câțiva ani am intrat în Zara și aveam senzația că am intrat într-o gaură neagră. Da, erau câteva piese roșii, erau câteva piese verzi și câteva piese mov, dar în rest numai negru, gri și bej, că am văzut în toată Zara aia de la Afi cât e de mare. Și era, ce se întâmplă aici? Și asta pentru că asta voiau oamenii, asta cerea publicul. Dar acum se încearcă o orientare către culoare, cum a spus, și trendurile pe sezonul rece merg tot pe culoare. Tocmai în ideea asta, ca să creăm diversitate, să încercăm să ne spunem personalitatea altfel, da? Faptul că porți culoare nu înseamnă că nu ești elegant sau că o să ieși într-un mod negativ din zona de confort. Nu, din contră, da? Deci se încearcă din răsputeri o redresare și o reînviere, dacă vreți, a culorilor în ochii oamenilor, pentru că în ultimii ani oamenii cumva au căzut foarte mult în zona asta de negru și culori din astea neutre și v-am zis, nici măcar pentru hăi mari nu mai este un avantaj. Un alt trend care este pe ducă și v-am zis de anul trecut că este pe ducă, dacă vă amintiți de el, este ăla cu de fapt dacă am murit, nu știu dacă mai găsiți pe undeva, a avut o răsărire așa bruscă de vreo 2 ani și după aia s-a oprit, a făcut stop cardiac instant. Este vorba de trendul cu gențile transparente. Sunt foarte ok dacă vreți să mergeți la plajă cu ele, de exemplu, sau dacă aveți, nu știu, câteva articole din alea drăguțe și ieșiți așa într-o seară la terasă, sunt ok. Dar în rest nu mai sunt acceptabile gențile de tip din materialul ăla, din plasticul ăla transparent, pentru că sunt cumva foarte invazive și iarăși tot pe fondul pandemiei oamenii încep să filtreze mult mai bine ce este personal și ce este too much to expose, ceea ce mi se pare foarte bine, mi se pare că este un lucru bun, uite, pe care l-a făcut pandemia, faptul că am început să ne gândim să mai filtrăm puțin lucrurile pe care le afișăm în exterior și se vede chestia asta chiar și în ținute. Un alt trend, la fel, pe care mă rugam din tot sufletul să moară, l-am pus în trend, știu sigur că l-am menționat în clipul cu trenduri care îmi doresc să moară, deci mi s-a îndeplinit dorința iarăși. Am spus, mă umple de fericire clipul ăsta. Sunt micro, eu nu le zic mini ochelari, le zic micro ochelarii. Aia de stil anii 90, care apăruseră și la noi și erau foarte populari, fie datorită sau din cauza, cum vreți, unor influențărițe de la noi, și care trend a murit la fel de repede cum a izbucnit, că ea a izbucnit anul trecut și din fericire până anul ăsta a murit, pentru că oamenii și-au dat seama că este o porcărie, că nu sunt practici, că sunt hidoși și mai ales când ai o față rotundă sau ai o față care necesită puțină structură din partea accesoriilor pe care le pui, nu se potrivesc mizerile alea mici pe care ți le pui la ochi, așa, mai rău te încurcă. Și atunci oamenii din start au început să renunțe la ei, prin urmare, și trendul ăsta a murit, da? Nenorocirea amare pe care am văzut-o tot la aceleași influențărițe care au scos treaba asta este că de la micro-ochelari au trecut la căști din alea de schi, care nu mai sunt ochelari de schi, sunt căști de schi. Iar au dat-o dintr-o extremă într-alta. Și cel puțin pe Instagram-ul românesc, ăsta de fashion și lifestyle-ul și așa mai departe, este foarte populară chestia asta. Nu știu dacă ați observat, dar este foarte popular să sari de la o extremă la alta. Așa că voi încercați să fiți cumva mai echilibrate și echilibrați și să fiți cumva la mijloc. Nu zic neapărat să fie boring ceea ce faceți sau ceea ce purtați, dar încercați să echilibrați cumva balanța, da? Să nu exagerați, că mulți oameni exagerează doar de dragul de a atrage atenția și atât. Un alt trend care este pe moarte, am zis eu că cineva mă iubește acolo sus, este cel cu printul animal. Acum, să ne înțelegem. Când vorbim de print animal, nu mă refer neapărat la printul ăla clasic de leopard. Culorile alea clasice de leopard sau ale de zebră. Deci nu săriți cu pronțul, că nu e vorba de alea. Alea vor rămâne întotdeauna pentru că alea sunt un fel de
stable, adică sunt acolo în ceea ce privește moda, dar fac și alea un pas în spate. Doamne, să rămână, mai vedem atâtea printuri din astea peste tot. Și în al doilea rând, ies din trend printurile alea de șarpe, de reptile în general. Alea nu mai sunt la modă. Mie nu mi-au plăcut niciodată alea, iar cu printul de leopard mi-am mai zis eu părerea de câteva ori. Așa, e bine că iarăși intrasem într-o groapă din asta în care toată lumea putea aceleași chestii și par chicioase. Sunt foarte încărcate, în primul rând, printurile astea. Sunt ok de purtat, cum am spus de atâtea ori, sunt ok de purtat dacă le purtați la ceva total simplu. Da? Și vin ca accent, sunt ok, dar în momentul în care ai un outfit din cap până în picioare, prins de leopard, deja e prea mult. N-ai foarte multe elemente și eventual printuri diferite de leopard, când ai printuri din astea animalice diferite, asociate, e prea mult vizual, este prea greu și cumva se încearcă, pe lângă faptul că se încearcă o aducere către culoare, se încearcă o curățare, dacă vreți, eu presimt că deceniul ăsta, plecând din 2020 până în 2030, presimt că moda o să se schimbe destul de mult față de anul 2010-2020, adică de deceniul trecut. Pentru că dacă mă întrebați pe mine, unul dintre cele mai proaste decenii în modă a fost ăsta ultimul. Este unul dintre cele mai proaste, este unul dintre cele mai urâte în care moda a fost cam cea mai urâtă, cea mai nehotărâtă, cea mai... Și cumva se încearcă repararea tuturor greșelilor care s-au creat în ultimul deceniu și se mai curăță de aia și se mai curăță tricourile, nu se mai tot umplu de atâtea mesaje și atâtea chestii, da? Sunt din ce în ce mai simpluțe, la fel și treaba asta cu combinatul tiparelor mai ales, dar și combinatul printurilor animalice. Se duce. Yes. Da, dacă vă place, nu știu, printul clasic de leopard, ăla o să poată fi purtat tot așa ca accesoriu, ca tentă, știți? Ca punct special în outfitul vostru, dar nu să fie all over the place. Și ultimul pe care l-am din sfera asta de fashion este legat tot de un print și anume despre dungi. Și mă refer la nu la dungi în sine, ci la blocurile alea de culoare. Știți că apăruseră chiar și la noi, la un moment dat, tot felul de, în special pe sfera asta de cardigane și de lucruri din astea de tricotaje, apăruseră acele tricotaje cu blocuri de culoare, adică erau dungi, dar erau late, erau mari, adică puteai să zici că e o parte din, nu știu, o treime din cardigan era o culoare, după aia o treime altă culoare, o treime altă culoare și după aia pe mâneci iarăși. Era împărțit tot așa în patru culori și erau mari și se distingeau. Trendul ăsta cu culorile amestecate așa în dungi dispare din fericire. Asta nu înseamnă că dacă ai un, nu știu, un sacou cu dungi verticale, ăla o să iasă din modă. Nu, alea sunt clasice, alea sunt, se încadrează la alt subiect. Dar vorbim de chestiile astea mari, masive, așa, de culorile astea și mai ales diferențe de culori. Da? Când vorbim de două culori, alternând două culori, e, mă rog, e o chestie, dar când ai 3-4 culori pe care le tot alternezi în piesa respectivă, iarăși încarcă vizual foarte tare și se renunță la treaba asta. Trecând la make-up, un lucru bun pe care l-a făcut pandemia, în mod special și lockdown-ul, ca să vedeți că au existat și lucruri bune, a fost faptul că oamenii au renunțat la mai purta, sau mă rog, femeile au renunțat la mai purta foarte mult machiaj, un machiaj din ăla foarte gros, foarte intens și s-a mai potolit sfera asta de make-up. Probabil că pe YouTube nu se zizați treaba asta dacă vă uitați la clasicii care fac tutoriale de make-up, da? Sunt acei, nu știu, luând-o pe Nikki Tutorials și alți clasici guru make-up de pe YouTube, n-o să observați pentru că ei merg pe trendul lor, dar în materie de make-up, inclusiv pe Scott Barn l-am auzit spunând treaba asta, chiar și pe ăsta lui Kim Kardashian, cum îl cheamă, că am uitat, chiar și el a zis că machiajul ia să potolește puțin, ia o ușoară pauză din a mai fi gros și intens. În primul rând, fondurile de ten ale super groase, super heavy, super cakey nu mai sunt la modă. Vedeți că din ce în ce mai multe companii, dacă v-ați uitat la L'Oreal și nu numai, ați văzut că au început să scoată din ce în ce mai multe fonduri de ten serum sau BB cream-uri sau chestii de genul ăsta care au acoperirea mai mică, mai lejeră,
da? Atât acoperirea cât și purtarea este mai lejeră. Pentru că vine tot pe fondul pandemiei, când lumea n-a purtat machiaj și și-a dat seama, foarte multe persoane și-au dat seama că, bă, unu, n-am nevoie de atâta machiaj și, doi, mă simt foarte cu ok, mai puțin machiaj, ba chiar îmi face bine și psihic și la piele și la toate cele. Apoi, un alt trend, tot în sfera de machiaj heavy și greu, dispare machiajul ăla de tip drag. Doamne, în sfârșit se duce, adică machiajul ăla super intens, cu ochii aia super, super intens, super grei, super încărcați, cu smokey eyes tot timpul și smokey eyes și intens și alea, cum le zice, codițele alea de tuș foarte groase și foarte voluminoase și întinse până aici, la rădăcina firului de păr, se mai potolesc lucrurile, da? Asta nu înseamnă că smokey eyes-ul clasic o să iasă din tendințe, dar este vorba că machiajul ăla greu, 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 cu mult glitter, cu mult, cu multe culori, cu culori turbate, intense. Chiar vă aduceți aminte că într-un Get Ready With Me vă povesteam că se face trecerea către machiaj mai mat, da? Atât pe față, da? Nu mai folosim atâta iluminator, da? S-a terminat partea cu strobing. Aduceți aminte de epoca aia cu strobing-ul, când toată lumea transmitea semnale de pe pământ către marțieni? E, s-a terminat epoca strobing-ului, s-a terminat epoca cu foarte mult blush, foarte mult bronzer, foarte mult contouring, da? Contouring din ăla intens și baking ăla sever pe aici și pe aici. Adică lucrurile capătă o notă mai calmă, mai liniștită, mai relaxată, mai naturală, dacă vreți. Sunt foarte populare natural make-up, dacă vreți, pe internet acum. Și în aceeași sferă, nu mai sunt la modă genele alea mari, stufoase, grele, de zici că ți-a pus cineva o găină la ochi sau o cioară, depinde de caz. Da, din fericire s-au trezit iarăși tot pe fondul pandemiei și al izolării, că nu e nevoie să ai genele alea imense, să ai măturile alea la ochi, de de-abia poți să deschizi ochii de ele. Da? Deci se merge din ce în ce mai mult pe natural, pe cât mai lejer, pe cât mai ușor, pe un machiaj cât mai curat. O să vedeți că o să revină iarăși în tendință, dacă nu-ți faci un ochi mat, adică culori mate la ochi, să ai numai linia de tuș. Da? Revine iarăși în tendințe genul ăsta de machiaj, pentru că oamenii s-au săturat să pun tone de machiaj pe față, au constatat că nu îi ajută la nimic, prin urmare mergem într-o zonă din asta mai naturală și nu pot să zic decât că mă bucur și că sunt extrem de fericită din punctul ăsta de vedere. O altă lovitură pe care o primesc trendurile în materie de make-up sunt buzele mate. Dacă ați observat, cam toate companiile, până la Jekyll Hill de make-up, cam toate companiile s-au bătut între ele în a lansa uleiuri de buze, glossuri și așa mai departe, pentru că ne întoarcem la buzele glossy. Adică ideea este în felul următor. Renunțăm la sclipiciu de pe față, renunțăm la sclipiciu de la ochi și mergem către zona asta, buze mai glossy. Renunțăm la buzele mate, la buzele alea, zici că ți-ai dat cu cretă pe ele, că zici că ai dat cu var pe ele, așa, la buzele alea șterse. Ne întoarcem către zona aia cu buze plump, dar plump de la gloss, nu plump de la umflat. Apropo, și asta e pe moarte, faza cu buzele mari. Începe să moară și treaba asta, dar încă mai durează, încă e greu. Adică după ce ani de zile ți-ai injectat acid în buze și ți-ai bucuș, da? E cam greu să moară așa din prima. Dar veți vedea că undeva până prin 2025 o să se potolescă și trendul ăsta cu buzele alea atâta. Just wait for it. Așa. Deci partea asta de buze, în ceea ce privește rujurile, o să vedeți rujuri din ce în ce mai semi-mate, lucioase, foarte lucioase, ba, dar chiar o să revină cele cu glitter. Și dacă ați observat prin magazine și pe la, chiar și pe la beauty gurus ăștia de pe în afară, vorbesc foarte mult de glossuri și a reînceput dragostea pentru glossuri și au redescoperit oamenii glossurile și cât sunt de interesante. De fapt, logica este următoarea, când machiajul este minimalist, este natural make-up, cum zic unii, atunci buzele trebuie să fie puțin mai lucioase, da? Ca să nu pară că sunt șterse, ca să nu pară că
nu există deloc, da? Și atunci, pe fondul ăsta, cumva, buzele devin mai glossy. Era clar că în momentul în care aveai o tonă de iluminator pe față, mai aveai și glitter la ochi, nu aveai cum să ai foarte mult luciu și pe buze, da? Era prea mult, oricum era prea mult, spune ce vorbim, dar... Acum merge și se revine deja de un an de zile, cam începe să-și facă simțit apariția glossul și buzele glossy încep să reapar. Și ultimul trend despre care vreau să vorbesc, tot în materie de make-up, dar nu e neapărat make-up, ci ține și de fizionomie, este vorba despre genele groase. Și acum îmi vine în minte o vedetă de la noi care tocmai ce și-a făcut o operație din asta de implant de păr în sprâncene, că vroia sprâncene groase, felicitări. Și chiar de atunci am venea să-i scriu, dar m-am obținut, bineînțeles că nu e treaba mea, pentru că revin sprâncenele naturale, dacă ați văzut, ba din contră, iar am dat într-o extremă cu sprâncenele alea în formă de șoarece, alea zbârlite, nici alea nu mi se pare ok. Iar ai senzația că ai un șoarece mort pe față, sau chiar doi, se renunță la sprâncenele alea groase, super bine definite. Oricum, sprâncenele alea super, super bine definite au dispărut deja de mulți ani, nu mai există deja de vreo 2-3 ani, adică sprâncenele alea super definite, date cu corector, știți voi cum era, nu mai sunt alea, oricum nu mai sunt în tendință, dar sprâncenele au început să devină din ce în ce mai înguste, nu știu dacă ați observat, inclusiv pe la Manny, pe la Jaclyn Hill, pe la ăștia care înainte erau cu sprâncenoaiele alea, așa, cu lipitorile alea pe față. Acum au început și ei să o lase puțin mai moale și să devină sprâncenele lor din ce în ce mai subțirele. Ia să vă uitați mai cu atenție. Adică comparați un clip de anul ăsta, nu știu, cu un clip de acum 2-3 ani sau 5 ani. Să vedeți că este o diferență mare între grosimea sprâncenelor. Și asta pentru că se încearcă o ușoară revenire. Ba chiar am auzit niște make-up artiști spunând că numai departe de un an, doi, s-ar putea să ne reîntoarcem la sprâncenele alea foarte subțiri. Acum nici aia nu mi se pare ok. Adică iarăși nu mi se pare ok să dai dintr-o extremă într-alta, de la sprâncenele alea atâta de groase, să treci la alea care sunt doar un firicel. Vă dați seama că eu aș fi fericită, că eu aproape că n-am sprâncene naturale, dar nici așa, nici fără, nu e bine, adică nici din alea stil anii 20 nu-s ok. Hai să nu exagerăm. Again, eu militez pentru echilibru, militez să fim undeva mai la jumate, că e mai bine aici și mai sănătos. Cam astea fură cele, cred că 20 de trenduri pe care le-am avut eu de spus, care sunt pe moarte sau chiar au murit de tot. Aș vrea să-mi spuneți la care nu veți renunța voi și de care vă bucurați că mor. Chiar sunt foarte curioasă de care vă bucurați voi că mor. Eu am spus deja părere. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, să vă abonați, veniți pe Instagram că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!